Salut! Sunt Andrei de la atelierul tău.ro, magazin online de scuri electrice și accesorii. Astăzi vom efectua un test în sarcină cu fierăstrăul pendular profesional de la Hitachi, CJ110MV. Este un fierăstrău de 720W cu adâncime maximă de tăiere de 110 mm. Pentru primul test vă voi arăta cum funcționează turația variabilă. Are 5 trepte de viteză care se aleg din această rozetă. Vă voi arăta în practică cum funcționează pentru fiecare dintre ele. Treapta 1 este treapta cea mai joasă. Fierăstrăul este prevăzut cu un LED de iluminare. Acest LED este activ pe toată durata utilizării. Se stinge imediat ce eliberăm butonul de pornire. Sistemul de prindere și de desfacere a lamei este unul rapid. Lama se scoate și se introduce fără a avea nevoie de o cheie imbus. Observat cu mare ușurință și rapiditate. Putem testa acum treptele de pendulare. Avem 3 trepte de pendulare plus o treaptă fără pendulare. Vom porni testul în sarcină fără pendulare și vom comuta apoi pe parcurs și cele 3 trepte de pendulare. Vom trece acum la prima treaptă de pendulare. Ar trebui să observăm o îmbunătățire a vitezei. Trecem acum la a doua treaptă. Deja viteza a fost mult mai mare și cea mai ridicată treaptă, treapta 3, cu care vom finaliza această tăiere. Observați pe această bucată de lemn cele 4 secțiuni care au fost tăiate fără pendulare, treapta 1, treapta 2 și treapta 3. Haideți să le vedem împreună. Prima secțiune a fost tăiată cu viteza cea mai mică, dar cu calitatea cea mai bună. Observați, nu există așchi deloc. A doua secțiune a fost tăiată pe treapta 1 de pendulare. Secțiunea a doua, treapta a doua de pendulare. Și pe ultima secțiune am folosit cea de-a treia treaptă de pendulare, unde viteza de tăiere a fost cea mai mare și calitatea un pic mai scăzută. 0 1, 2, 3. Fără pendulare, treapta 1, treapta 2, treapta 3. Vă voi arăta acum tăierea la un unghi de 45 de grade. Avem posibilitatea de a tăia la 45 de grade, atât către stânga, cât și către dreapta. Vom alege o poziție intermediară.
Acesta a fost testul în sarcină cu fierăstrăul pendular de la Hitachi CG110MV. Mulțumim pentru amabilitatea Hitachi România și vă așteptăm pentru detalii tehnice suplimentare și pentru comenzi pe site-ul nostru atelierultău.ro.